Bună ziua! E problema cu codul portocaliu? Asta e de la Ștefănești. Vreau să plec aseară cu un prieten de Târgoviște, cu domnul Liviu. Și era un polei aseară de neputerea să intre cu mașina în șanță. Ce zic, bă, nu se poate. Cam așa arată codul portocaliu la Ștefănești. Pe 25 ianuarie 2014. Și-am renunțat, era polei jos. Mai târziu s-a pus zăpadă și a fost mai bine. Am coborât pe la ora 23 să ia soția. N-am avut probleme cu patinatul, cu nimic. S-a pus zăpada peste polei. Dar unde să... Ar fi fost o problemă prea mare, dar trebuie niște ochelari de... De aceea de schiori. Iarna autentică, uite. Are ceva la oră. Și ora 1:34, 13:34. 2:25. Și cu mașinuță. Băgată și nevoată înăuntru. Două acoperițe de zăpadă. Trece și valul ăsta, mergem noi la mășelul. Mai lucrăm la atelier până una altă. Ne-a arătat Dragoș pe satelit, am văzut că pe ce trece valul ăsta se mai îndreaptă, apoi vine unul mai micuț. Cine știe, ar mai fi o lună și ceva. Doar zăpezi au fost și prin martie. Ninge abundentă. Se face greu. Mulțumim Domnului. Acum trecem la atelier, ăla. Să vedeți ce mi-am achiziționat eu aici la... Aia eram pregătit azi să-l... Fac treabă la... Am făcut liniile aici pentru... Pentru șalou. Bucăria asta. Am făcut și un montaj din trei musculițe legate tot așa, în stilul acela drop shot-ul. Cu musculițele invizibile. O să le încerc să încurie dacă trage pe sistemul ăsta. Mai lucra pe aici, pe la atelier, să mai lucreze. Cu niște musculițe mici. Pentru sezonul rece. Nu vrei să te vezi la cameră. Ești hoață. E multă lumină aici. Și te pui de viezi din astea. Niște pui de viespuți. O comandă pentru cineva la Suceava. Cu linii de oblite pe culige din astea legate fine. Și montajele cu totul. Furnicuțe cu codițe roșii.
Astea sunt universale și babușe și oblete. Ce am să mă arăt, mai am făcut niște crândăzuri aici la niște montaje. Pentru șaloc și astea. Uite că se atașăm twisterele. Acum să vă arăt eu ce cu ce m-am pregătit. Așa. Și vreau să-i dau acum pe podul ăsta portocaliu, da. Dacă n-am mers, merg săptămâna asta. Care vine acum, sperăm să facă mai bine. Nanofilul de la Berkeley. 0084 kg 12 gram, 125 de metri. Asta arată așa. Ceva că l-am și pus pe tambur. V-am arătat bățul, nu? Care l-am făcut eu pentru șaloc. Vreau să fac un universal așa, de șaloc și de biban. Asta acum este pentru șalou. Și asta este firul pus, nanofilul. Cam așa arată, de culoare verde. M-am lipit aici sus. Aici m-am lipit. E foarte subțire, ce să zic. Ca firul de păr, dar e ca, ca un fel de plastic, așa. O compoziție între textil și ceva monofilament, nu știu, e mătăsos, așa. Asta să-l încerc, eu vă țin la curent cu informațiile. Și aici am luat o grămadă de twistere. Și așa se pune cum e de căsă. Ce vreau să încerc eu la șaloc. Am văzut în multe, am luat jucării ca și copie. Ce vreau să încerc. Când am să merg cu Mr. Twister ăsta. Albul ăsta. Am zis că s-a mai luat la alb, o să-i caut și un marker roșu să-i fac capul roșu, am văzut că s-a luat la alb cu capul roșu, la alb model. Este două. Este asta de la spinning, de la filament tehnologie, de la firul textil. M-am luat un Mr. Twister. Așa pe galben. Că este foarte bun, i-am mai prins la mâscat galben. Trebuie încercat și podițele astea. Le-a scos ei de geam. Astea sunt tot galbene. Am luat mult. Să fie acolo. Unu. Asta e firul de 0.5. Cu ăsta am făcut eu treabă. Cea mai mare captură a zilei a fost de 7 kg. Dar gros, vedeți? Și de la zăpadă s-a făcut așa. Am cam hârșit pe aici. S-a răcăit așa, dar el ține rezistent. Am să-l folosesc, acum nu mai folosesc iarna. Dau cu nanofilul, dacă îngheață, la cel puțin e mai subțire, mai văd de sus, ăsta e gras. O să-l folosesc pe la biban, pe delta, bă, la alte lucrături, pe la ștuci, pe la elevul. Și a făcut treaba și a scos bani. Dar e foarte gros cu el. Punem aici, cum mai folosim. O, și am luat o grămadă de plumb de 30.
Asta sunt pregătiți acolo. Mă ne-a luat pentru nanochii lunii de 17. Grame. Putem să vedem codul și aici, surpriza surprizelor. Jucăriile care nu mai... Am zis să le încerc, știți mă. O mare de jucării. Erau ăștia trei care erau de la... Trebuie să-mi testați. N-am mai avut băiatul. Să-i cunoaște. Verziturile astea de la Mams. Odată. Și aici... Să vedem toate jucările astea. Uite, am cumpărat tot după magazin. Mă rămâne decât să încerc. E, mi-a plăcut mie, zic, bă, dacă tot tragem. Hai să iau... Au niște astea, parcă le-a băgat în zahăr. Cine știe de ce le băgă și peste așa. S-ar putea că... Par atractiv așa sepile astea. Haide când se mișcă. Uite, e ciudat, e. Uite, sepia asta. Mici puțin. Fac bine sepia. Uite. 2-3 cm și tremura. Abia aștept să-l încerc. Uite așa. Atragătoare, sunt un fel de tuburi așa. Uite, în capul aici n-au. Vedeți? Roșu. Maro, verde cu alb. Interesante chestiile astea. Și nu sunt scumpe, 40 de bani. Nu sunt scumpe deloc. Uite casepile. Verde cu alb. Am și unul așa. Verde cam cu un verde mai deschis. Jucării. E cam și unul cu negru cu roșu. O lipitoare. Asta e interesant. Asta e interesant, ia să vedem. Uite și negru cu alb. Nu. Ce mai am zis? Verde cu alb. Mai am văzut asta, nu? Opa, uite ce fuge pot. Da mă că nu vine și alul ăla tine. Uite cum are unul pe aici. Asta chiar e interesant. Uite culoarea asta. Chiar e interesant. Vedeți? Da și pe aceste. Frumoase. Mai alb cu galbe. Alb cu puțin verde, așa. Chiar sunt curios. Vă țin la curent cu negru cu verde. Ia că am mai găsit un. Uite rozul ăsta cu alb. Asta e chiar criminal și ăsta. Îmi place mie trebuie să-i placă și peștele. O să fac linii din ele, așa, da. De pescuit. Alb cu galben. Și o să fie și de vânzare liniile astea. Tu trebuie să le bagă și pe magazin. Albastru cu alb. Dar astea trebuie să le probez eu când merge la... Când merge săptămâna. Să pe jucările. Nu la curentul. Că jucările. Nu, trebuie să le băgăm aici. La pacheta asta, nu? Trebuie să vizitați și site-ul meu. Să vă mai aflați câte ceva nou. Aici.
Avem destulă pregătire, să mai fac și muștelele fosforescente. O parte din ele. Site-ul știți dumneavoastră. Este flyersfishing.ro. Unde să găsiți și produsele pentru cumpărare. Deci mai așteptăm puțin, mai lucrăm la atelier. Ce v-am zis? Nu v-am arătat bățul? Oh, bă, de ce nu mi-a zis dragul că să vă arăt bățul? Ce băț am făcut eu aici din țeava aia mea? M-am uitat să vă arăt bățul. Domnule, mi-a scris domnul Alexandru. A găsit și el un băț, dacă țineți, eu am modificat bățul. Țeava și nici nu mai desfac pe asta, i-am mai pus două tronsoane. Cam așa arată vârful. Cam asta e acțiunea când apăs pe el. Dar asta până la partea cu țeava, primele două tronsoane, că după aia asta vine până aici. Deci apăs și aici nu se mai întâmplă nimic. Are vreo 3 metri, foarte bun pentru pescuit la baraj acolo. E o țeavă și trebuie să dăm balans. Deci vă țic, face șalău, țic în băț, dar foarte scurt, se simte pescarul. Firul textil obligatoriu, să fie senzitiv. Pac, scurs, dă înțepătura, apoi lucrează. Am făcut de 3 metri. Codul portocaliu. Cam așa arată, vedeți? Hai să văd și acțiune. Punem pe tavan acolo. Uite, ridic eu de... Vedeți? Ce acțiune de vârf are? Atât să îndoi. Acum ridic cu cea mai mare putere. Atât să îndoi la... Dar tronsonul 3-1 la al treilea e în el, primul și al doilea devine unul puțin mai moale, vor fi, vedeți? Al doilea o idee și după aia, al treilea nu prea și al patrulea și al cincilea încă. Cam cu ridichiu, cu toată forța așa. Asta e acțiunea de vârf. Acum de-aia am zis să fac eu unul, să vedem ce reușesc din asta. Că la partea cu... Adică, în sistemul acesta, și bate portocaliu pe afară, în sistemul acesta cu vârful mai moale, dăm senzitiv pentru shallow. Merge și pe muscă și pe twist. Dacă vreau să dau un sistem cu, cum dau eu, special numai pe muscă, bag primele două vârfuri și cu tronsul le strâng. Așa. Le anulez aici și merg cu partea asta. Ați văzut ideea? Mă duc în delta, oriunde m-aș duce. Pe acela îl prind dăinelul, următor și lucrez cu partea. Cum știați voi de țeavă, da? Partea de 2 metri și ceva. Valabil și pentru scrâmbii. Că eu tot cu ăla o să lucrez. Deci ăsta e un bățul universal făcut de mine din niște tronsoane de carbon. Dar mi se pare foarte reușit, pot să fac treaba la transmite tot, are super acțiune. Pot să-l folosesc și la muscă, uite, în sistemul ăsta. Sau pot să lungesc tronsoanele și să-i dau cu senzitivul și la muscă, dacă doresc așa. Dacă nu doresc, dau înțepături mai rapide. Și controlate, folosesc doar partea mai dură. Asta folosesc pe delta, să zic așa, la bibanii mari, la scrumbii, la tot ce ține de muscă, când începe el mai bine în sezon. Am dat așa cu o mulnetă micuță, cu un fir foarte bun, ultima generație, de la Nanofil. Nu aveți treabă. E super ok, nu vă trebuie nimic altceva. Sunt testate și garantate.
Site-ul vi l-am arătat, în rest ce să vă doresc. Când e polei jos, nu mergeți mai mult cu 50 de km la oră. Deci Bogdan taximetrist. Zice, ce 50, mă? Păi atât avea nepotul, mă, 50. Și l-a dus de în mal, nu știa, păi nu 50, mă. Trăie mai puțin. Am văzut că trăie mai puțin, cu a doua, 20, 30, acolo. Te joci cu viața. Și cu poleiul. Natura e natură. Trebuie să respectăm. În rest, vă doresc multă sănătate, fier întins și ne vedem la următorul episod cu mult șalei la twistere. Sănătate și numai bine!